3 milioane de euro, atât ar fi pierdut clienții băncii din Pitești care și-au găsit cutiile de valori goale. Iar suma ar putea crește, se tem anchetatorii. Dacă luni 4 oameni se plângeau că au rămas fără bani, acum 10 spun că au fost furați. Iar 46 de cutii de valori n-au fost încă verificate, așa că numărul păgubiților ar putea crește. Cât erau? Nu știu, care au intrat după mine. Acest bărbat a fost primul care a reclamat la poliție furtul din seiful băncii. La 3 ore după ce umblase la căsuța de valori, i-ar fi dispărut bani și bijuterii în valoare de 500.000 de lei. În această postură suntem 10 infractori puși în ghilimele, da, care suntem deja dovediți și cu documentele în regulă și cu petiții scrise la poliție. În total ar fi pierdut 3 milioane de euro, iar surse din anchetă spun că nu există urme de intrare forțată în sediul băncii. Accesul s-ar fi putut face doar cu ajutorul unui angajat care să deschidă cutia de valori cu cheia master a băncii. Cealaltă cheie îi aparține clientului. Banca se spală repede pe mâini, dar banca nu înțeleg un singur lucru. Pe pagina lor apare foarte clar că este un safe sigur, este o bancă sigură în care casetele de valori sunt păstrate într-un loc numit safe. Am vrut să vedem cât de greu se ajunge la camera în care clienții vor să-și păstreze în siguranță averile. S-a dovedit că un contract de închiriere a unei cutii de valori deschide oricui ușile securizate. Am văzut că acolo mai aveți posibilitatea să puneți și un lăcățel, dacă aveți de obiect sau... Deci se poate pune și un lăcățel. Deci, da, un lăcățel, se poate pune un lăcățel, are două... Înțeles. Lacăt ar fi avut și una dintre cutiile de valori de la Pitești. Am cerut părerea unui specialist despre siguranța pe care o oferă cheia de la caseta de valori. Puteți să reproduceți această cheie? Stimată doamnă, această cheie e o cheie specială, dar pot să o reproduc. În România nu există încuietoare care să nu se deschidă. Bunurile păstrate în casetele valorice nu sunt asigurate de bancă. Clientul își asumă exclusiv responsabilitatea pentru ele. Nu se poate deschide doar cheia noastră, pe doar cheia noastră. Are și asigurare în caz de ceva, dar bănuiesc că nu s-a întâmplat nimic. Nu are, pentru că sunt valori nedeclarate. Toți cei 10 păgubiți sunt însă hotărâți să-și recapete toți banii. Banca, în schimb, ar vrea să le ofere doar o despăgubire morală, nici de cum 3 milioane de euro, cât pretind aceștia că ar fi pierdut. Îmi pun toată speranța în organele poliției și organele abilitate să facă dreptate, în justiție. Vom evalua orice obligație morală pe care o avem în sensul despăgubirii cu ajutorul organelor acreditate. Oamenii legii au 2 suspecți, un român și un spaniol care aveau și ei casete închiriate la aceeași sucursală. Semnalmentele unuia dintre suspecții de la Pitești se regăsesc și în ancheta de la Ploiești. În iulie au fost jefuite 2 cutii de valori, au dispărut bani și bijuterii de peste 1 milion de euro. La banca din Pitești mai trebuie verificate încă 46 de cutii de valori, așa că numărul persoanelor păgubite ar putea crește.